Cum a dat puțin zăpada? Vechea problemă a reapărut. Când semnalizez, mi se aprinde din nou becul de ceață. Dacă frânez, la fel mi se aprinde becul de ceață. Ba chiar problema s-a agravat. Mai nou, dacă las frâna de mână jos, becul îmi stă aprins. Iar dacă trag frâna de mână, crește în intensitate lumina. Problema este tot de la masă. Eu am pus vaselină în cuplă pentru a preveni oxidarea, iar pe pinul 2 de la stânga spre dreapta se vede cum vaselina este topită. La același pin 2, jos la bază, se vede că plasticul este un pic topit. Pe partea din interior se vede un pic mai bine. Se vede cum este negru în jurul lui. Se încălzește atât de tare încât se topește. Am să trec la măsuri mai radicale. Voi cositori un fir care la un capăt are un papuc pe care îl voi prinde pe caroserie la masă. Celălalt capăt, firele, le voi lipi pe unul din contactele de masă din interior. Masa este tabla care înconjoară becurile. Și sper să rezolv problema. Am mai vorbit cu cineva care a făcut același lucru și nu mai are probleme. Am să-l lipesc aici undeva, iar chiar lângă este o gaură prin care am să trec firul și îl voi prinde pe caroserie. Voi da jos mocheta, de data asta doar din acest loc, nu o să trebuiască să scoatem tot. Iar firul îl voi lega aici la masă. Voi folosi o cheie de 10 ca să desfac acel șurub. Deși nu văd urmă de oxidare pe piuliță, am să o curăț și pe aceasta și am să dau cu vaselină. La fel am să fac și cu firul de masă de aici. Folosesc un pic de șmirglu pentru a curăța contactul pe caroserie. Aplic un pic de vaselină. O să strâng bine piulița, nu exagerat, ca să nu dau filetul peste cap. Fiind o problemă de la masă, am să fac exact aceeași modificare și la stocul din dreapta. Voi pune acel fir și îl voi lega pe caroserie.